seara! Sunt Valentin Ispas și vă prezint știrile Media TV Megidia. Iată care sunt principalele titluri. Portul Megidia este amplasat pe malul drept al canalului Dunăre-Marea Neagră, fiind echipat pentru un trafic anual de 11.500.000 de tone. Astăzi, primarul municipiului Megidia, Marian Iordache, a organizat audiență pentru locuitorii orașului nostru. Portul Megidia este amplasat pe malul drept al canalului Dunăre-Marea Neagră, fiind echipat pentru un trafic anual de 11.500.000 de tone. Acesta ar putea trece în administrarea municipalității în urma descentralizării dorite de către actualul guvern. Până acum însă acest proiect a rămas doar o dorință. Primăria Megidia și-ar putea suplimenta bugetul local cu fonduri obținute în urma activităților desfășurate în portul Megidia. Asta dacă guvernul va aproba trecerea acestuia în subordinea municipalității așa cum a promis. Edilul Iordache este încântat de acest proiect, susținând că activitatea în port va crește dacă administrația locală va fi implicată. Deocamdată, legislația privitoare la descentralizare nu s-a pus în aplicare. A fost întâi o dezbatere cu autoritățile publice locale, județene și locale, respectiv municipii, orașe, comune. A urmat apoi o dezbatere publică, a fost mai ales în mass media și urmează probabil pachetul legislativ care va face descentralizare. Se pune problema ca unele activități care țineau de ministere să fie transferate autorităților locale. Și aici vorbim de porturi, atât de porturile fluviale cât și de cel maritim. Vorbim despre cluburile sportive școlare care țineau de Ministerul Educației Naționale și se intenționează trecerea lor la autoritățile locale. Și în măsura în care și alte tipuri de activități pot fi transferate autorităților locale, dacă se va face o descentralizare care să aibă în vedere și descentralizarea financiară, eu cred că este de bun augur. După cum ați văzut, în urmă cu câțiva ani de zile, Spitalul Municipal a trecut în subordinea Consiliului Local, activitatea la spital în câțiva ani s-a îmbunătățit, s-au făcut investiții de peste 4 milioane de euro, este acum în derulare și va fi în derulare un proiect foarte, foarte amplu pentru modernizarea ambulatorului. E un exemplu de succes în ceea ce înseamnă descentralizarea, dar descentralizarea de la spital s-a făcut și cu fonduri de la Casa de Sănătate și cu fonduri de la Ministerul Sănătății. Dacă lucrurile și în celelalte domenii, atât din punct de vedere al Ministerului Transportului pentru port, cât și din punct de vedere al Ministerului Educației și al Tineretului și Sportului pentru clubul sportiv, se vor desfășura de aceeași manieră, activitatea va fi mai bine administrată, mai bine organizată și rezultatele vor fi mai bune. Municipalitatea a urmat să preia 100% din acțiunile portului? La Megidia, da, întreaga activitatea portului, fiind așezat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Megidia, se intenționează transferarea integrală. Se mai intenționează trecerea cinematografului, de exemplu, însă statutul juridic în acest moment este neclarificat, urmează să clarifice și în funcție de clarificare fie să-l preluăm la Casa de Cultură, practic în activitatea culturală a primăriei, fie să nu-l preluăm. Nici la Constanța situația portului nu este clară, mai ales că primarul Radu Mazăre și premierul Victor Ponta nu au ajuns încă la un acord în această privință. Ultimele zile au adus o serie de declarații în contradictoriu între cei doi. Edilul constanțean afirmase că așteaptă ca prim-ministrul să se țină de cuvânt, iar autoritățile locale să primească încă 20% din acțiunile portului pe lângă cele 20 pe care le deține deja. Totuși, guvernul a anunțat că portul Constanța va fi listat la bursă, după modelul marilor porturi europene, urmând ca guvernul și autoritatea locală să dețină pachete minoritare cu 33% din acțiuni. Altfel, președintele PSD Constanța a susținut ieri că acest port timp de 20 de ani n-a fost suficient de bine administrat. Din punctul său de vedere, portul Constanța trebuia să duduie așa cum duduie stațiunea Mamaia. Așa că Radu Mazăre așteaptă ca Victor Ponta să se țină de cuvânt în virtutea relațiilor bărbătești dintre ei. În prezent, statul deține 60% dintre acțiunile administrației porturilor maritime Constanța, 20% fondul proprietatea și 20% Consiliul Local Municipal Constanța. Astăzi, primarul municipiului Megidia, Marian Iordache, a organizat audiență pentru locuitorii orașului nostru, peste 20 de cetățeni prezentându-se pentru a-și rezolva diverse probleme. Megidienii au venit astăzi în audiență pentru a cere ajutoare sociale sau locuri de muncă. Urmai multe informații despre acordarea ajutorului pentru încălzire, fiind confuz cu privire la modificările legii ce au survenit de curând. Astăzi ați avut audiențe cu cetățenii. Câte persoane au fost prezente? Sunt 20 de persoane sunt înscrise la audiență. Cei mai multe din probleme au în vedere asigurarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței din această iarnă, încurcături, chestiuni de reglementat din punct de vedere al legislației proprietății și plata indemnizațiilor sau a salariilor asistenților personale a persoanelor handicap. Astăzi, la audiențe, megidienii de la Casa Albă au reclamat iar inundarea locuințelor în care stau cu chirie. Ei se află în aceeași situație ca locatarii din căminul C3.
care se tem ca micuții lor să nu se îmbolnăvească din cauza mucegaiului ce a înflorit după ce apa s-a infiltrat în pereți în urma ploilor. În ambele cazuri, cetățenii plătesc chirii către Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat din cadrul primăriei Megidia. Ați venit în audiență la primărie? Da, domn. Am venit ca să mă rezolvă și pe mine, domn primar, cu situația care stau eu la casă. Am venit și la doamna vicele și s-a spus că ne rezolvă și nu. Ved că nu s-a făcut. De 3 săptămâni stăm așa. Deci mi-e frică când plouă, nu mai vreau să mai stau în casă. Dorm la vecini, dorm unde pot și eu cu copiii acolo să dorm, dorm acolo, că n-am. Dacă dorm în casă și aprind lumina, mi-e frică să nu iau foc. În cauza asta nu dorm în casă și am venit la domn primar ca să pot să spun acum să-mi dă alt locuință sau să rezolvă cu plăcile de sus. Că altfel n-am unde să stau, domnul. Dorm pe jos, dorm la vecina de 3 săptămâni, mă culc la vecina, mă scol la vecina. Dacă îmi pune un preș să mă culc copiii mei. Dacă nu, nu mă culc. Dorm pe ciment. În ce bloc stați? La GIC, la Casa Alba, acolo în față. Și ce se întâmplă acolo? Sunt toate plăcile de sus zburate și la mine și la o vecină. Mai este o vecină în gonoi. Noi trei așa persoane suntem plini de apă. Deci e păcat de lucrurile noastre ce avem noi în casă, că aiurea. Domn primar a venit, doamna vicele, la noi acolo și s-a văzut și a luat curcea, că în ce situație stăm noi, că avem toate plăcile de sus zburate și încurge de la bec apă. Și nu mai pot să mai stau în situația asta. Am venit la el, de câte ori am venit, a spus că rezolvă, am venit, rezolvă, n-a rezolvat nimica. Acum să vedem ce spune domn primar iarăși, dacă ne rezolvă sau nu. Am copilul, are noduf băiatul și eu n-am voie să stau cu el la fric, la rece. Că n-am posibilitate, domnul, trebuie să vedem la capul primar. Primarul a spus că ne rezolvă, dar cu ce să vedem? Că n-avem posibilitate, dar asta este. N-avem unde să mergem. Un alt caz nerezolvat astăzi la audiență este cel al unui cetățean care împreună cu soția sa nu mai au unde locui. Edilul Iordache recomandându-le să-și caute o cameră cu chirie, deși niciunul dintre cei doi megidieni nu are un job. Ei nu ar pregeta însă să muncească orice pentru câțiva bănuți. Domnule reporter, am fost la domnul primar să-mi dea și mie o simplă locuință, să fiu și eu cu nevastă mea împreună cu ea acolo, să stăm și noi într-o cameră, cât de micuță. Și domnul primar a spus că n-am de unde să vă duceți cu chirie. Eu cu chirie n-am posibilitate ca să ajung la chirie. Am stat cu chirie și nu mai am bani pentru chirie. N-am cu ce să plătesc chiria. Că persoana care iese îmi spune 3 milioane, dar de unde să-i dau 3 milioane pe chirie? Că am stat și până acum am stat cu chirie. Și vine timpul acum să plătesc a doua oră. Nu mai am cu ce să mai plătesc chirie dacă n-am bani ca să plătesc chiria. Și acum sunt într-o dispărere, uite, caut și eu în altă parte ca să pot să stau. Și nu am stau pe drum cu nevastă-mea că n-am unde să locuiesc. Vine iarna, vine acum, de unde? Mâncare, nu. Chirie, să stau pe... N-am loc de muncă, iar n-am unde să muncesc, n-am... Nu e, spune că n-am de unde să-ți dau, să te duci cu chirie. Dar dacă eu n-am bani pentru chirie, cu ce să plătesc eu chiria? Că m-aș duce cu chirie, dar dacă n-am nici muncă, n-am nici cu ce să plătesc chiria, nici eu, nici nevastă mea. Pe timp de vară, da, hai că să mai găsești cu ziua, pe acolo, să muncim. Dar acum timp de iarnă nu este. Că ne-am dus pe la fermele așa, s-a terminat și cu fermele așa. Nu mai este nici la ferme de muncă acum. Și acum cu ce să trăim noi? Și nici bani ca să dăm mâncare de pâine avem. Da. Și asta este. Și domnul primar a spus să te duci cu chirie, că noi n-am de unde să-ți dăm o locuință, o mică locuință să. Și am intervenit acum o săptămână și ceva, am fost la domnul primar. Și mi-a venit și cum am venit așa am plecat, nu m-a rezolvat cu nimica. Și asta e situația, nu știm ce să facem și încolo, umblăm, uitați, toate ziua umblă pe acolo să găsesc și o cămăruță cât de mică ca să... și un loc de muncă, că nici unde să muncesc, bare să zic că să am unde să muncesc. Am fost și la porțile de muncă aici, ca să văd dacă găsesc un loc de muncă. Pe la o vacă, pe la o oaie, pe la ceva, nu găsesc. Am întrebat și peste tot locul, nu pot să găsesc, nu am unde să găsesc. Să dau un cap la cineva, nu pot să dau, să intru în pușcărie la anii ăsta, am 54-56 de ani. Acum am plecat pe 56 de ani. Ce să fac eu la anii ăștia acum, fără casă, fără nimic, ca să stau pe drumuri așa, dacă n-am unde să stau? Înainte unde ați stat? Părinți n-am. V-am spus unde am stat. Am stat acolo la căminul la acolo și dacă ne-a dat afară de acolo, după aia ne-am dus la o fermă. Am stat la o fermă și de la ferma aia s-a debăstat acolo. Numai patronul de acolo, de la ferma aia, nu mai primește, că s-au format camerele alea acolo unde am stat, că am stat vreo 6 ani și ceva. Și mai bine am stat acolo la fermă, la un patron acolo. Și s-a dezbastat de acolo și omul ne-a dat afară, că vorba așa, dacă nu mai era bune clădirile ca să de locuiți acolo, ne-am dat.
Și ne-a tot așa, ne-a zis să ne ducem unde putem să ajungem, cu chirie, pe unde putem. Am stat și cu chirie, dacă nu mai am posibilitatea să stau cu chirie, ce să fac acum? Ce să fac? Nu știu unde să ajung și în ce posibilitate să ajung și unde să mă duc. Părinți nu am, nici eu, nici nevastă mea, ca să zici că ne ducem la părinți, la țară, undeva, să n-avem. N-avem nici părinți, n-avem nici. Taică-mea mi-a murit, maică-mea mi-a e moartă, nu am părinți. Astfel, mulți cetățeni au plecat nemulțumiți de la primărie, negăsind rezolvarea problemelor lor la Marian Iordache. Poate la anul municipalitatea va reuși să implementeze proiectul de construire a locuințelor pentru persoanele nevoiașe. În jurnal mai puteți urmări. În cursul lunii octombrie la Megidia, aproximativ 50 de elevi au fost depistați cu hepatita A. La anul, taxele și impozitele locale vor crește cu 20%. Această majorare a fost aprobată de către 14 consilieri locali megidieni, iar primarul Marian Iordache nu își mai propune să modifice valoarea acestora. În cadrul ședinței de Consiliu Local de la sfârșitul verii a fost aprobată majorarea taxelor și impozitelor pe anul fiscal 2014 în Megidia cu 20%. Această propunere fusese dezbătută și într-o ședință anterioară, când fusese respinsă deoarece nu a primit numărul de voturi necesar. Până la urmă, 14 aleși locali au acceptat proiectul primarului Marian Iordache, iar 5 au fost împotrivă. Acum, edilul megidian este mulțumit de această majorare și nu își mai propune o altă modificare a valorii taxelor și impozitelor în 2014, indexarea acestora curată a inflației fiind deja făcută. Domnule primar, care este situația noilor taxe pentru 2014 în Megidia? Pentru 2014, nivelul taxelor și impozitelor locale a fost stabilit prin hotărârea Consiliului Local. Acesta este, a crescut cu 20% față de anii anteriori. De altfel, taxele la Megidia nu s-au mai modificat de 7 ani, acesta fiind primul an în care se face o modificare a acestora. Sigur, am observat de curând că se intenționează modificarea codului fiscal și de introducerea noi taxe și impozite, care însă nu au legătură cu persoanele fizice, ci numai cu persoane juridice, și se pune problema taxării construcțiilor speciale și de asemenea a unor impozite și taxe noi pentru alcool, tutun, accize la benzină. În principiu, taxele sunt cele care au fost stabilite de Consiliul Local. Pentru restul construcțiilor ce urmează a fi taxate, se va stabili prin codul fiscal o reglementare. Ar fi de dorit ca acest lucru să nu intre în vigoare la 1 ianuarie 2014, vorbesc de taxe pentru construcții speciale, pentru că agenții economici sunt un pic nepregătiți din punct de vedere financiar pentru ca să suporte acest nou nivel al taxelor și pentru foarte mulți se vor crea dificultăți în funcționare. Taxele au fost indexate și cu valoarea inflației? Nu, taxele cuprind valoarea inflației, care a fost 18,3%, iar creșterea totală este de 20%, iar în 2014 mi-am propus să nu modific taxele. La Constanța, chiar dacă a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că taxele și impozitele nu vor crește, primarul Radu Mazăre a venit ieri cu o veste proastă pentru locuitorii săi. Administrația municipală va aplica, conform legislației în vigoare, indexarea cu 16,5% a taxelor și impozitelor, respectiv cu rata inflației, după ce în 2012 nu a făcut-o. Însă indexarea este impusă odată la 3 ani, așa că de la 1 ianuarie 2014 constanțenii vor plăti mai mult. Rămâne de văzut dacă la Megidia primarul Marian Iordache se va ține de cuvânt și nu va mai majora taxele și impozitele la anul. În cursul lunii octombrie la Megidia, aproximativ 50 de elevi au fost depistați cu hepatita A. În urma apariției acestor cazuri de îmbolnăviri, medicii au monitorizat situația pentru a nu ne confrunta cu o epidemie în oraș. Un număr de 41 de elevi din 13 unități de învățământ din oraș au fost descoperiți cu hepatita A, iar în toate unitățile de învățământ a început triajul epidemiologic efectuat de către cadrele medicale școlare. Printre măsurile recomandate în colectivități de medici Direcției de Sănătate Publică Constanța, se numără efectuarea zilnică a triajului epidemiologic al contactilor de colectivitate pentru o perioadă de 50 de zile pentru Megidia, de către medicul școlar și de asistenta medicală a unității. Fiecare copil depistat cu semne de boală trebuie îndrumat către medicul de familie pentru precizarea diagnosticului și va fi readmis în colectivitate numai cu avizul scris al acestuia. De asemenea, DSP Constanța cere să efectueze zilnic și după fiecare pauză dezinfecția grupurilor sanitare cu o substanță clorigenă adecvată și dotarea permanentă a acestora cu materiale și substanțe necesare pentru igiena personală a elevilor în cantități suficiente. În plus, Inspectoratul Școlar Județean Constanța solicită directorilor unităților de învățământ să organizeze acțiuni de educație pentru sănătate, utilizând materialele de promovare a sănătății în fiecare clasă la orele de dirigenție. Începând de ieri, se face triajul la grădinițe și la școli, la clasele 1-4, în urma vacanței din noiembrie.
La clasele cu copiii contact de hepatită se continuă supravegherea copiilor contacți în focarul de hepatită timp de 50 de zile de la data internării. Așadar, în perioada 1 septembrie 15 octombrie, atât la Megidia, cât și la Constanța au fost depistate 64 de persoane cu hepatita A, dintre care 41 de elevi în Megidia și 23 în Constanța. Părinții micuților îngrijorați de situație din cauza numărului mare de școlari bolnavi au solicitat atunci o mai atentă monitorizare din partea Direcției de Sănătate Publică Constanța. Totuși, reprezentanții DSP susțin că nu există motive de îngrijorare, deoarece nicio unitate de învățământ colectivitatea nu este afectată în proporție de 35%, pragul minim pentru declararea izbucnirii unei epidemii. Hepatita sau boala mâinilor murdare, cum o mai numesc specialiștii, face mii de victime în fiecare an, iar consecințele pot fi resimțite de către bolnavi pe tot restul vieții. În schimb, există diferențe între formele de hepatită, așa cum există și reguli ce impun un nou stil de viață pentru fiecare pacient în parte, în funcție de forma de care suferă. Virusul hepatic A este o boală strâns legată de igiena personală, având o cale de transmitere digestivă, adică se transmite prin contactul cu persoane infectate și cu alimente contaminate. Această formă creează imunitate și nu se cronicizează, ceea ce face ca bolnavul să nu sufere mai mult de câteva luni, spun medicii. În jurnal mai puteți urmări... Liviu Traian Marinel, de 29 de ani, din municipiul Constanța, cercetat de către lucrătorii serviciului rutier pentru uciderea din culpa tinerei Andreea Roșu, de 19 ani, rămâne în arest. Polițiștii din cadrul biroului rutier Megidia au stabilit bilanțul accidentelor rutiere petrecute în ultima săptămână pe raza acțiunii de competență. În perioada 40 noiembrie, municipiul Megidia nu s-au produs accidente rutiere soldate cu victime, ci doar evenimente cu pagube materiale. În perioada 40 noiembrie, lucrătorii biroului rutier Megidia au acționat pentru prevenirea faptelor de natură contravențională și penală pe raza municipiului Megidia și comunelor arondate. În cadrul acestor activități au fost depistate persoane săvârșind un număr de 4 infracțiuni la regimul rutier și au fost sancționate contravențional un număr de 160 de persoane, majoritatea conducători auto, dar și pasageri care nu aveau cuplată centura de siguranță. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării un număr de 10 permise de conducere, majoritatea dintre acestea pentru neacordarea de prioritate unui autovehicul care are acest drept. Un fapt îmbucurător, în perioada aceasta nu au fost înregistrate accidente de circulație soldate cu victime omenești, ci doar accidente soldate cu pagube materiale. La Constanța, însă, neatenția unui șofer prea grobit să acorde prioritate pietonilor angajați în traversare pe marcajul pietonal și inconștiența unui adolescent care a ieșit cu căruța nesemnalizată pe un drum național intens circulat au provocat adevărate drame la sfârșitul săptămânii trecute. Două familii au fost îndoliate în urma acestor tragedii și cu greu rudele celor două victime vor putea să-și reia viața. Cele două victime apar menționate în rubrica neagră a statisticii Serviciului Poliției Rutiere Constanța pentru săptămâna trecută. Potrivit reprezentanților SPR Constanța, din analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor de circulație produse în perioada 40 noiembrie și a consecințelor acestora, a rezultat faptul că la nivelul județului Constanța s-au înregistrat 24 de accidente de circulație soldate cu două persoane decedate, alte două persoane rănite grav și 29 de răniți ușor. Cele mai multe accidente au fost cauzate de neacordarea de prioritate vehiculelor. Alte 5 accidente, printre care și cel mortal, petrecut vineri noapte, au fost cauzate de graba unor conducători auto care uită să acorde prioritate pietonilor angajați în traversarea drumului pe marcajul pietonal. Nici trecătorii care se aruncă să treacă strada prin loc nepermis nu au scăpat de accidente, 4 fiind răniți săptămâna trecută la Constanța după ce au fost pulberați de mașini care circulau regulamentar. Conducerea imprudentă a reprezentat cauza a 3 accidente rutiere, iar alte 2 au fost produse din cauza unor șoferi care nu s-au asigurat la schimbarea benzii de circulație. Un conducător auto care nu s-a asigurat în momentul în care a efectuat manevrele de întoarcere a autoturismului a fost, de asemenea, implicat într-un alt incident. Seria neagră a tragediilor din municipiul Reșeniță de Județ s-a încheiat duminică seară, când o fetiță de 4 ani și-a pierdut viața din cauza faptului că un tânăr care conducea un atelaj nu a respectat prevederile codului rutier când a intrat pe drum național. Liviu Traian Marinel, de 29 de ani, din municipiul Constanța, cercetat de către lucrătorii serviciului rutier pentru uciderea din culpa tinerei Andreea Roșu, de 19 ani, rămâne în arest. Decizia este definitivă și a fost luată astăzi de Tribunalul Constanța. La sfârșitul săptămânii trecute, un grav accident de circulație s-a produs pe străzile constanțene. Traian Marinel, de 29 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a accidentat-o mortal pe Andreea Roșu, de 19 ani, care a încercat să traverseze strada dezrobirii pe trecerea de pietoni din zona școlii numărul 23 din Constanța. După ce a spulberat-o pe fata care era așteptată de cealaltă parte a drumului de câțiva prieteni, individul a abandonat mașina și a fugit pe străduțele din zonă. Câteva ore mai târziu, cuprins de remușcări, el s-a predat la secția 2 poliție.
Bărbatul a fost testat cu aparatul alcool test, stabilindu-se o alcoolemie de 0,56 mg per litri alcool pur în aerul expirat. În plus, șoferul le prezentase polițiștilor rutieri un permis emis de către autoritățile din Spania, așa încât oamenii legii au cerut sprijinul acestora pentru a stabili veridicitatea documentului, existând suspiciunea că acesta ar fi falsificat. Însă, în urma cercetărilor s-a stabilit că permisul era într-adevăr eliberat de către autoritățile spaniole și era valabil. Bărbatul este anchetat pentru ucidere din culpă, conducere sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului fără înconvințarea organelor de poliție. Acum el se află după gratii după ce magistrații au emis pe numele său mandat de arestare preventivă. Weekendul trecut, 6 sportivi din Megidia au participat la campionatul național de Kung Fu pe echipe, competiție care s-a desfășurat la Constanța. Luptătorii au participat la probele de non-contact Sanda, Light Fighting Sanda și Ergigan Fight pentru seniori, juniori, cadeți și copii. Sportivii megidieni au participat pentru prima dată la acest campionat, de la care nu s-au întors cu mâna goală. Despre campionatul național de Kung Fu pe echipe și despre evoluția luptătorilor din municipiul nostru ne oferă mai multe detalii președintele CS Marea Neagră Megidia, Mircea Stoian. S-a ținut campionatul de Kung Fu pe echipe. Au fost 51 de echipe participante. Fiecare echipă a avut în componentă 3 sportivi. Au fost echipe de băieți formate din 3 sportivi și echipe mixte din 2 băieți și o fată. Din Megidia au fost următorii sportivi care au participat: Vatra Andrei, 20 de ani, Marius Georgică, 14 ani, Stan Alexandru, 12 ani, Stancu Cristian, 12 ani, Ciupic Flaviu, 10 ani și Popa Fabian, 9 ani. Echipele au fost formate din cei mai buni sportivi din Cernavodă și din Megidia. Deci a trebuit să formez echipe din ambele orașe și evoluția lor a fost foarte bună. Au fost foarte multe lupte, deci regulamentul a fost 3 probe. Nou contact unde loviturile au fost ca regulament cu brațele, picioarele la cap, picioare și proiectări, secerări, fără luptă la sol. După aia, la fighting sanda, de la centură în sus, regulamentul permite să se lovească cu brațele și picioarele și proba cu arme, irtikun. Au fost foarte multe lupte, sportivii au fost solicitați la maxim. Campionatul a început la ora 9 dimineața și s-a terminat la ora 20-30 seara. Deci echipele formate din sportivii din Cernavoda și din Megidia au obținut locul 2 la Light Fighting Sanda și la Irtikun, iar seniorii care au luptat și la non-contact la fel au obținut locul 2, deci echivalentul la medalia de argint. Din păcate, a fost primul campionat la care am participat, unde n-am obținut niciun loc întâi. Chiar Popa Fabian, puștul de 9 ani din Megidia, spunea cu voce tare că e primul campionat la care participă și unde nu ia locul întâi. Ea s-a obișnuit la vârsta lui, la toate campionate care am fost în decursul anului, să ia numai locul întâi. Ea a fost puțin dezamăgit, dar asta nu e o problemă. Majoritatea sportivilor din Megidia au fost începători, au participat pentru prima oară la campionat, de aceea cotă mai mult să mă îndrut de ei, pentru că au luptat bine, chiar dacă nu au avut experiență față de alți sportivi care aveau foarte multă experiență și campionate în spate, și au obținut medalii. Deci bucuria este mare și pentru ei și pentru mine, și locuitorii din Megidia pot să se mândrească cu sportivii care practică kickboxing și Kung Fu. La Constanța, în weekend, au fost organizate și o serie de partide de verificare la probele Sanda și Total Contact pentru formarea lotului care va participa la campionatul european de Kung Fu de la Sofia. Echipa de seniori formată din Cadiu George, Șerban Eduard și Patra Andrei. Patra Andrei este sportivul care reprezintă Megidia și este și
viitor instructor cu acte în regulă. Urmează să dea la sfârșitul anului examen pentru chestia asta și este meritoriu și sper să dezvoltăm cât mai mult mișcarea simegidia. Au luptat la probele de non-contact Life Fighting Sanda, Ierțicun și la la fel, la aceleași probe au luptat și ca echipă de mix formată din Cadiu George Bata Andrei și Oancea Bianca, o fată care aparține la clubul Marea Neagră Constanța. Au luptat foarte bine, au fost toți sportivii care au participat la probele respective, fiind și seniorii ca experiență, luptele au fost destul de dure, adică vreau să spun foarte dure și toți au dorit să câștige. Din păcate pentru noi am pierdut, deci am luat locul 2 la toate variantele, toate probele, ca variante de luptă. Locul 1, ca să zic, echipa care ne-a surclasat a fost cei din formată din sportivii din Mangalia, Mangalia și Constanța. Președintele CS Marea Neagră Megidia s-a arătat mulțumit de sprijinul oferit de reprezentanții administrației locale. Doresc să mulțumesc pentru sprijinul și ajutorul care mi l-a oferit domnului primar Ion Dache, directorului ADPP Păună Nicolae și doamnei administrator de la sala sportului, doamna Angheluță. Ajutorul lor, toate că nu trăim în România și momentan nu sunt fonduri, multe lucruri cum se pot face, ajutorul lor a contat foarte mult și contează în continuare ca să putem să dezvoltăm această mișcare în Megidia. Și cu timpul sper să cooptăm mai multe persoane care au și putere financiară și dorință și să evoluăm în domeniu. La întrecere au fost înscrise echipe formate din câte 3 sportivi, la masculin, feminin și mixt, iar fetele au luptat doar între ele. Un club a putut participa cu maximum 2 echipe la o categorie de vârstă. Campionatul național a fost organizat de CS Marea Neagră și CSU Neptun Constanța cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret. La campionatul național de Kung Fu pe echipe au participat 17 cluburi, dintre acestea 11 fiind constanțene. Iată și prognoza meteo. Astăzi, la Megidia, cerul a fost noros, maxima înregistrată fiind de 15 grade Celsius. Vântul a bătut cu 5 km pe oră. La noapte ne vom confrunta cu o minimă de 7 grade Celsius, iar mâine mercurul din termometre poate urca până la 14 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, iar vremea va continua să se răcească și joi la Megidia, ca în toată țara. Acestea au fost știrile Media TV Megidia. Sunt Valentin Ispaș și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, ne puteți găsi la sediul nostru din cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor, Lucian Grigorescu, la adresa de e-mail mediatvmegidia@gmail.com, pe Facebook sau la numerele de telefon 0241820700 sau 0728820700. La revedere!